Da, fraților, după cum ați văzut în titlu, mulțumesc România fiindcă îmi dai motive în fiecare secundă a vieții mele să plec de aici și îți mulțumesc că nu te lași bătută și că încerci să-mi aduci argumente zi de zi că trebuie să te părăsesc. Dragi telespectatori, ăsta va fi iarăși un alt fel de video în care eu o să-mi zic opul și promit că este unul dintre ultimele, dacă nu ultimul video de acest fel în care eu îmi voi revărsa năduful în ceea ce privește această țară. Și de ce toate acestea? Fiindcă sunt deranjat de anumite chestiuni care se întâmplă în jurul meu, în viața de zi cu zi, chestiuni care nu ar trebui să aibă loc în niciun context, în niciun fel într-o țară civilizată și pun pariu că în alte state, nu dau exemplu fiindcă nu contează, nu se întâmplă astfel de lucruri sau dacă se întâmplă sunt izolate. La noi sunt zilnice, sunt normale, sunt firești. Așa că am două chestiuni pe care vreau să le spun și dacă mi-aduc aminte și de altele, o să le spun și pe acelea. Dar în primul rând am două chestiuni și anume, prima este legată de felul cum traversează oamenii, în principal în București, iar al doilea este despre bătaia de joc pe care o pot manifesta anumite persoane din anumite funcții și nu neapărat din funcții de stat. Mă refer la partea asta juridică. Avocați, notari și o să vedeți legat de ce este. Dar să începem cu traversatul. Dragi pietoni, dacă sunteți sau nu șoferi, nu contează. Trecerea de pietoni înseamnă prioritate pentru oamenii care nu circulă cu un mijloc de transport, cu un vehicul sau cu un autovehicul. Chiar dacă ești pe bicicletă, trebuie să te dai jos și să mergi pe lângă bicicletă traversând zebra. Orice ai fi, când vrei să traversezi trecerea de pietoni, te uiți stânga, în primul rând, că din stânga vin mașinile în Europa, în afara de țările ca Anglia și ca altele, unde mașinile vin din dreapta, circulă invers. De fapt, dacă e să ne uităm în istorie, aceea este normalitatea, iar Europa, America și alte țări circulă invers. Dar pentru noi este normal, așa că voi spune că celelalte circulă invers. Deci, când ajungem la trecere, ne oprim și ne uităm stânga, dreapta. Chiar dacă ai semafor și ai verde, te uiți că nu știi ce nebun poate să vină. Dar dacă nu ai semafor, mai abitir, trebuie să te uiți în primul rând stânga. După ce te-ai asigurat și constați că mașinile ce vin au timp să frâneze sau tu ai timp să treci și să nu provoci vreun accident între mașini, atunci traversezi. Niciodată nu traversa cum am văzut de curând majoritatea în București, care traversează fără să se uite. Și nu numai că nu se uite, se uită în partea opusă, ori se uită în jos, ori au căștile pe urechi și nu aud absolut nimic. Gândiți-vă că mașinile, chiar dacă circulă legal cu 50 de km la oră plus 10, care sunt acceptați până la 60, până la 59 de fapt, dacă pune o frână bruscă, iar cel din spate se află la o distanță mai mică, fiindcă așa este în București, dacă lași o distanță mai mare, am pățit eu, îți intră altcineva, dacă cel din spate este la o distanță mai mică, chiar dacă frânează, s-ar putea să intre în prima mașină și tot așa se va face un accident în lanț. Ba mai mult, mașinile pot derapa, șoferul se poate speria, poate fi începător, poate să tragă de volan, poate să intre în alți pietoni, poate să intre în mașini de pe partea dreaptă, mașini parcate. Se pot întâmpla o grămadă de nebunii. Gândiți-vă că în trafic poate să fie un motociclist care nu are timp să frâneze atât de brusc cum pune zăi piciorul pe trecerea de pietoni. Gândiți-vă că neatenția și nesimțirea poate face rău multora din jur. Și pentru ce? Pentru câteva secunde, pentru un minut, două de așteptat? Să știți că tot atunci veți ajunge la groapă, când vă este sortit să ajungeți. Nu mai devreme și nici mai târziu. Nu aveți nimic de câștigat, poate doar de pierdut. Mașina este obligată să vă dea prioritate, dar este posibil să nu aibă timp să frâneze. Și în acel moment ce se întâmplă? Mor și tu pieton, așa gratuit, și acel om intră în pușcărie. Poate intră în pușcărie pe viață. Sau nu, dar va intra aproape toată viața lui în pușcărie. Pentru ce? Pentru un minut? Pentru două minute? Pentru câteva secunde să aștepți tu pieton? Fiindcă el îți va da prioritate. Oricum îți va da prioritate, că niciun șofer nu este nesimțit. Fiindcă dacă nu dă prioritate la pietoni, îi se poate lua carnetul dacă este polițist prin zonă și nimeni nu riscă. Nu vă mai bateți joc și uitați-vă în stânga, în dreapta și așteptați puțin să se diminueze traficul. Iar dacă nu, puneți încet un picior, vă mai uitați, mai puneți unul, vă mai uitați, ca șoferii să aibă timp dacă să pună frână sau dacă n-au timp să pună frână să treacă, dar să nu treacă prin voi sau să vă ia pe capotă, să vă omoare. Asta mă scoate din sărite în București, în primul rând. În alte orașe am văzut că este altfel. Oamenii se uită, așteaptă să treacă mașinile și apoi trec, chiar dacă ei pietonii au prioritate. Dar gândiți-vă că trecerea este pe stradă, unde mașina este prioritară în principiu. Așa că pietonii au prioritate în curtea mașinilor, în curtea autovehiculelor. Deci trebuie să le respectați puțin, cum și ele vă respectă pe voi pietonii. Mai departe,
Să vă spun o mică poveste de zilele trecute de la un notar. Și încă o dată vreau să mulțumesc României că îmi dă motive prin oamenii ei și nu numai, dar mai ales prin oamenii ce stau în ea, să o părăsesc cât mai repede și dacă se poate să nici nu o mai întorc. Zilele trecute m-am dus la un notar să fac o procură sau cum să numesc, că nu-mi pricep la chestiile astea legale, că nu sunt jurist, pentru maica mea, să poată folosi mașina mea și tot ceea ce înseamnă mașina mea să ia decizii în locul meu, adică orice aș fi făcut eu să poată să facă ea. Ei, bine, eu nu știam că pentru fiecare chestiune pe care vrei să o faci în viața asta la notar, adică vreau să o împuternicesc pe maica mea să plătească chiria, trebuie să fac o foaie, vreau să o împuternicesc să îmi fac un abonament la telefon, trebuie să-i fac o altă foaie, vreau să o împuternicesc să îmi fac asigurare la mașină, trebuie o altă foaie, vreau să o împuternicesc să facă ITP-ul la mașină, trebuie o altă foaie, vreau să o împuternicesc să, pentru fiecare în parte trebuie câte o procură, foaie, cum se numește, împuternicire, bla bla bla, nu mă interesează. Și am fost cu maica mea la un notar. În primul rând, domnișoara, doamna de la intrare, nu a știut nicio clipă să-mi explice ce voiam să aflu. Adică eu m-am dus, am pus o întrebare, vreau să fac asta, 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 ea se uita așa, se uita la mine, se uita pe pereți, se uita la mine, se uita pe pereți, se uita, nu știa că nu se poate, dar nu stați să vină, că da. Pentru ce mai era pus acolo? Ca să răspundă la telefon, să facă programări, atât? Păi atunci trebuia să spună de prima. Mă scuzați, eu nu cunosc aceste probleme, eu sunt doar o secretară sau ce sunt eu aici, o chem pe doamna notar sau pe doamna jurist sau pe doamna bla bla bla, cum se numesc ei, să vă dea informații despre ceea ce căutați sau despre ceea ce doriți. Nu am făcut asta. O căuta cu ochii pe notăriță, să uita așa la ea, notăriță sau doamna notar, cum se spune, și până la urmă a venit acea doamnă. Gândiți-vă la cea mai aspră și aprigă profesoară pe care ați avut-o, persoana dintre aceia la vreo 60 de ani, care se crede buricul pământului și crede că ea le știe pe toate și că nimeni nu este mai inteligent decât ea și se situează mereu deasupra voastră. Se uită așa în jos la voi dacă se poate, nu fizic neapărat că poate nu are cum, dar ca inteligență și ca atitudine se situează așa deasupra și se uită la voi. Așa a fost femeia aceea, eu i-am pus problema, uitați, aș vrea asta, asta, asta și cu asta, dar nu se poate, dar nu știți că nu se poate, pentru fiecare trebuie altă foaie. Și zic, nu doamnă, n-am de unde să știu, că nu sunt jurist. Domnule, noi avem un cod de procedură penală din anii 1900-1800, nu știu cât. Și zic, doamnă, lăsați-mă cu codul de procedură penală cu România, că m-am săturat de România. Și acum, aici a fost când am săturat de România. V-ați săturat de România? Ce credeți, că în altă parte este altfel? Să vedeți în altă țară dacă vă duceți în Germania, că trebuie să așteptați nu știu câte săptămâni să vă facă nu știu ce și nu știu cum. Mai lăsați-mă cu atâta plecat din România și că România e nu știu ce. Mie mi s-a urcat nervi în cap, deci eram numai cu ochii pe pereți sau cu ochii închiși, fiindcă nu, deja nu nebuneam, îmi vinea să o iau decât să pup cu ea. Pentru că mie mi se pare aberant cum se comportă așa cu un om care vine să îți dea bani pentru un căcățel de foaie. Atât, în primul rând că nu știa să-și vândă produsul, în al doilea rând eu nu m-am simțit umilit așa absolut niciodată în viața mea. Dar niciodată. Umilit de nimeni. Nici măcar de profesor la școală, în felul cum m-a umilit femeia aia, iar femeia a continuat în stilul acesta, fiindcă persoana cu care mă dusese mă ținea hangul. Nu contează ce persoană. Și nici nu contează ce notar, nu o să-i zic nici numele, nici nimic. E din Galați. Atât tot. În centru. Iar acea femeie a încercat să mă acuze pe mine că am venit eu pornit pe ea, dar eu nu mă luasem absolut deloc de ea. Eu doar încercam să înțeleg ce vrea să-mi spună. De ce nu se poate să fac procură, de ce trebuie să fac nu știu ce, de ce nu trebuie aia, de ce trebuie aia. Doar am încercat să înțeleg și puneam întrebări, dar de ce nu se poate? De ce nu se poate asta? Ok, dacă nu se poate asta, ce se poate? Pentru asta, pentru a conduce mașina, se poate sau nu se poate? Pentru a o folosi doar se poate, pentru accident, pentru... Iar această femeie, prin atitudinea și prin glasul ei, știți, gândiți-vă la o femeie cu glasul pițingaia care nici, domnule, nici, în altă țară nu veți găsi mai bine. La noi e perfect, mai lăsați-mă cu alte țări. Că vreți să plecați, toți vreți să plecați. Nici nu mai țin minte exact ce mi-a spus, îmi pare rău că n-am înregistrat-o, să pun înregistrarea. Dar a fost, ca să nu zic cuvântul cu n, fac doar așa. Din păcate, studiile și banii nu aduc și inteligență. Și asta observ pe zi ce trece la tot mai mulți oameni din jurul meu. Fiindcă, după cum vă spuneam, această persoană, femeie, care este notar, are niște studii. Și nu sunt studii chiar ușoare să ajungi notar și stai afacerea ta, deci trebuie să treci prin niște chestiuni, niște examene, etc. Dar să te comporti așa cu un client care vrea să-ți plătească,
Probabil nu-i convenea că ceea ce vreau să fac eu costa foarte puțin, 102 de lei, ceva de genul acesta. Nu-i convenea. Nu era vreo dezbatere de moștenire sau altă nebunie de genul ăsta, ca să fie 1000 de euro. Și de asta nu i-a convenit. Voia să mă expedieze, dar nu știa cum. Dar să fii tu, în felul acesta, cu un client al tău, și să-l aduci la exasperare, fiindcă m-a dus la exasperare, am zis că nebunesc în ziua respectivă, de nervi, fiindcă nu aveam cum să acționez împotriva ei, nu aveam cum să-i fac nimic, nu trăim în junglă totuși. Așa că dacă sunteți oameni care vând ceva, orice pe planeta asta, de la servicii notărești, avocățești, până la semințe pe malul mării, fiți cu bun simț cu clienții voștri, fiindcă altfel îi veți pierde. Mai devreme sau mai târziu, îi veți pierde. Vă garantez asta. Și vă veți întreba de ce intrați în faliment sau nu mai aveți bani. Atrageți-vă clienții și mergeți chiar după premisa aceea. Clientul nostru, stăpânul nostru. Dacă un client este nesimțit cu voi, nu-i întoarceți aceeași monedă. Fiindcă e posibil să-l convingeți prin atitudinea voastră să schimbe el starea și felul de a fi față de voi. Cam asta e despre doamna avocat care m-a umilit efectiv, m-a umilit emoțional, m-a umilit sufletește, m-a umilit intelectual. Pe mine în momentul ăla m-a blocat, aproape că nici nu știam ce să-i mai spun, fiindcă parcă m-am întors în timp, în școală, când venea profesorul și se lua de tine gratuit și era nemernic, nesimțit, te bătea sau te lua de perciun sau te lua de urechi până nu mai aveai păr sau urechi și tu nu aveai ce să spui sau cum să spui, fiindcă din punctul lui de vedere și din punctul familiei tale de vedere, el avea dreptate. El te bătea, venea acasă să spune părinților că profesorul te-a bătut. Bine ți-a făcut. Sigur ai făcut tu ceva. Nu vi s-a întâmplat asta? Vă spun eu că așa era. Sau în marea majoritate așa era. M-a făcut femeia asta să mă duc în timp și să mă blochez. Ca și cum dacă eu mă luam de ea în momentul respectiv sau îi spuneam câteva vorbe, pățeam ceva. Nu pățeam nimic. Mă duceam la alt notar. Oricum n-am mai făcut nimic. Mi-am băgat picioarele. Și al treilea lucru scurt pe care vreau să spun ce mi s-a întâmplat chiar acum înainte să mă apuc de filmare. Fraților, dacă sunteți șoferi, sunteți în trafic și ați făcut o greșeală, asumați-vă că ați făcut-o și cereți-vă iertare într-un fel sau altul față de cel căruia ați greșit. Nu deschideți geamul și începeți să înjurați și să-l bălăcăriți pe celălalt ca și cum voi sunteți nevinovați. Ce e asta? Nu se poate așa ceva. Nu ne mai asumăm absolut nimic în țara asta, absolut niciun fel de greșeală. Cât de greu este să spui, scuze-mă, sau faci cu mâna, iartă-mă, am greșit, e vina mea. Sau nu spui am greșit, doar bă, ăla înțelege. Nu știu dacă țara asta mai are vreo scăpare și nu înțeleg de ce aceiași oameni când se duc în alte țări din afara României se comportă bine, se conformează regulilor și legilor din țara respectivă, iar când se întorc în România sunt niște nemernici. Nu pot să înțeleg treaba asta, nu... pentru mine este mindfuck. Eu cam asta am avut de zis, să știți că o să postez un video scurt. Am încercat să înregistrez ceva interesant despre un obiectiv din Galați, dacă îl pot numi obiectiv. Nu prea mi-a ieșit, fiindcă nu am avut cum să filmez, pentru că și ploua și era departe, e mare, o să vedeți despre ce este vorba. Să vedem ce a ieșit, cât vă interesează. Dacă vă interesează, vă interesează, dacă nu, nu. Oricum, zilele viitoare voi pleca din Galați și din România, cel puțin pentru jumătate de an, un an. Și după aceea voi vedea ce o să fac. Ideea este că o să vă prezint tot, dar nu știu dacă o să pot să fac daily vlog, dar cu siguranță o să fac la câteva zile un vlog despre tot ceea ce fac eu pe acolo. O să fie lucruri foarte interesante, din locații mișto, eu aș spune. Și rămâneți aproape, fiindcă o să vă placă ce fac. Iar dacă vă place, nu uitați să dați un like, un share.